Salutare, popor, eu sunt Roni aici alături de Sami. Sami, de ce ești verde, de Victor. ce ești galben? Pentru că, nu știu, așa sunt preferințele. Se pare că tu ai vrut să fii mai gălbui, eu sunt mai... Nu, că așa mi-a dat jocul, dar nu înțeleg de ce. Cu PC. Ok, suntem în Space Engineers, un fel de... N-aș zice Minecraft în spațiu, un sandbox din ăsta cu nave spațiale, cu planete, uitați că e acolo jos o planetă. Și... Suntem pe o navă de salvare. Deci gen cu asta începem. Și am zis să vedem ce... Sami, hai la geam. Am fost amărâtași de o parte și alta să... Dar de ce mă împingi? Poți să pleci, poți să miști. Da, pot să mă împingi, dar... Ce faci, Sigur? încerc să mă țin colț? Uite ce știu eu faci, fii atent. Magie. Bun, Uite, fraților, sunt ăsta e convins. Space Engineers. E un joc gen, ești un fel de astronaut care începe și trebuie să supraviețuiască. Pe acel sistem cum e și Minecraft-ul, nu? Ca idee. Poți să construiești, poți să sapi și noi acum am zis să mergem cu Sammy să supraviețuim. Ne-am spawnat în nava asta la 5 km altitudine deasupra planetei și hai să vedem... Vezi că era parcă un scaun acolo, Sammy. Poți să urci în scaun. În scaunul de jos? Nu sunt scaune pe aici, pe punte. Nu, nu mai sunt. Adică ăsta e singurul. Stai să mă duc să mă duc jos, nu prea am explorat așa mult. Stai să vedem. Trebuie să fie un scaun. Da, mă, că vreau să mă fac frumos. Vrei să faci frumos. Da. Trebuie să deschide mai ceva, să vadă poporul. Și serios. Ce, nu, Sami nu ieși pe geam. Vezi că e periculos acolo. Da, ca idee, noi ne-am oprit la... Stăm pe loc, dă-te mă să trec. La... Am oprit, pornit ge... Vezi să nu rămâi fără hidrogen, numai, Sami, că... Ok, Jos e hidrogen planeta. mai am 71%. Hai mă, să intrăm să... Ok, hai, repede. Mi-e frică, dă-te. Nu! Ok. Băi, eu mor la volan. Sper să când încep să mișc să nu te dau de toți pereții, știi? La de Ok, hai că eu stau aici în față. Copilot sunt. Nu zic în ce dai. Uite cum. Și acum ce ar trebui să facem? Să aterizăm? Bă, teoretic dai. Numai... Mamă, cum pică meteoriții pe lângă noi. Deci eu acum mă duc cu viteză în față, cu 100 cât, nu, ai ce greu accelerează. Dar trebuie să și cobor, știi? În ce parte? Uite-te în jos, știi că dacă dai pe V, third Da. person, și ții altul apăsat, te poți uita de jur împrejur, cum fac eu acum, și cu scroll-ul Ok, te da, apropii știu și te cum. apropii. Uitați ce frumos sunt. Sunt aici la volan. Vezi ce fain este. Tu ce faci? Acolo stai, Sami? Da. Aș pune frână brusc să te văd acolo cu fața lipită de geam. Bă, Sami, știi ce face tasta Z? Asta zi? Da, mi se pare. Da, știu ce face, nu vreau să încerc. Apasă. Nu Nu, că nu avem numai dacă 74 de metri pe secundă, apasă, nu pățesc nimic. Nu pățesc nimic că... dacă nu mă învățai tu, nu știam și chiar abuzam. Apasă, mă, Z. Ok, dai că apăs. Hai să încetinesc. mai am Ai păsat-o? să și să Și e oprită la inertial shit? da, acum uite acum. Opa. Opa. Opa, ușor, boss. Acum mai zis de mult că nu mai bine. L-ai activat, mă? Da. Bă, în ce parte sunt cu fața? Hai că coborâm Cu să... față ești către pământ, acum e exact cu față către pământ. Mergem jos. Te-ai dat jos unde vrei să aterizezi? Pe geam. Aterează unde crezi tu? Ai acolo la Ronice. Da, mă, sunt mare astronaut. Mare pilot. Ce scrie, mă, pe geamurile alea luminoase, pe LCD-urile alea? Abia te Instrucțiuni uiți, de cum să facem, stai să mă dau. da. Da, Oh. construction priorities, ok. Trebuie să construim niște panouri solare, așa, Dacă, cred că să ne trebuie să construim ridic în locul. sus. Panouri solare? Da, Bă, să niște opresc pe grade. muntele ăsta? Da, dai pe muntele ăsta aici. Dacă Niște frânez, dar nu panouri frânez, solare ce greu ne frânez. zice să facem un suitable base, deci o bază. Sau... Eu nu mă duc aici în valea asta. Ok, dar stai Sau puțin, eu n-am să încercat opresc pe niciodată. munte? Da, e pe munte. No, eu n-am încercat, noi putem stai în copaci. Da, nu ajută cu nimic. Da, putem ipotenta cu...
jocul ăla. A, deci nu ne ajută cu nimic, ok, am înțeles. Chiar, dar o să fie greu de pe munte. La baza muntelui. Poți deschid ușa? Poți deschid ușa, vezi, să nu sari. Te-ai cobor, stau acum pe loc doar și cobor. Să nu cobor prea repede, că așa m-am păsit toată. De aici văd, văd craterele pe acolo unde au, unde au explodat, unde au meteoriții aia, mă? Meteoriții, da, da. Gata. Deci suntem aproape de sol. Uh-huh. Hmm. Foarte de aproape. Ce muzică din asta alertă au început dintr-o dată. Știi care e chestia? Ah, stai, deci fii atent. Stai, stai. Okay. Vezi petele astea, am căutat pe ne și m-am documentat. Petele astea ce le vezi, pe, vezi că e aici între copaci petele mai întunecate. Petele astea maro, da. Ok, da, 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 da. Petele astea întunecate, sub ele, pământ, se găsesc minereu, știi? Ok. Și ăla e... Hai de faci mecheria cu petele, trebuie să mă apropiu, că o să vezi. Că avem detectorul de minerale, sper, pe navă, că așa era. Uite, da, deci sub noi este argint. Banghești? Sunt deasupra ta, adică... Da, dar vezi indicatorul cu argint de desubt. Nu. No. Opa, am băgat în turbină. Deci este argint și este... Stai mă să dau eu... Să împart cu tine nava. Control A, share with my faction, da. Bun. Dacă vii și te urci la volan, o să vezi că se pare silver și gold de desubt. Ai ieșit afară, mă? Da, sunt afară. Vezi că eu mă duc mai departe. Te las aici. Sau vii așa, vezi că ți-e termină hidrogenul la un moment dat. Da, păi da, da, mai am 27% hidrogen. Sui sus, ai urcat? Da, da, sunt înăuntru. Hai să mergem aici la pata asta, altă mare. Ok, deci noi trebuie să ne ghidăm după petele alea cât mai mari, să fie petele cât mai mari. Ce era aici? Argint și aur? Da, da, deci argint și aur, ține minte aici, zona asta e argint și aur. Și dincoace, dacă găsim fier, să conțină fier. Fier și uraniu. Dacă găsim fier și uraniu, da, uraniu da, pentru... Cu uraniu facem, producem energie, nu? Da, da, da. Eu m-am mai jucat, fratele, jocul ăsta și... Și știu că în care e șmecheria, opa. Da, și șmecheria e că naveta asta e greu de controlat. Gen, tu ai văzut ce motor are, nu? Am văzut, am intrat în... Alea două mari ca să nu cazi, dar asta altă de control, față, spate, sunt gătate, foarte slabe, de-abia o pot controla. Sus, jos, nichel, magneziu, silicon. Bă, nu-i bine, dar nu astea erau aici, Sami. Nichel, magneziu și silicon. Stai să dau așa, dă-i capa, fii atent, Sami, șmecheria. GPS, okay, da. New from current position, știi? Și crezi un GPS și zici... Nichel, ce este silicon, magneziu, știi? Și o să-ți rămână aici locație, pe GPS, și mergem mai departe, pe picior. Trebuie să găsim una cu iron, măcar cu iron. Ship fuel low. Taci tu. Nichel, silicon, ok, magneziu. Deci, cam cât de important e iron-ul? Jocul ăsta e la fel de important ca și Minecraft, spre exemplu. Pă, sistemul că marea majoritatea lucrurilor pe care le construiești le faci cu iron, știi? Deci, și steel plate-ul trebuie să faci vreun aliaj ceva, mă gândesc, nu? Nu, steel plate-ul se face din iron. Deci, okay. Direct, nava în care deci noi conține iron. Credeam că faci vreun aliaj ceva. Sunt că faci... Sunt multe de astea de construction component, că ai nevoie de iron, de nichel și nu știu ce, ai nevoie de silver ca să faci, de exemplu, bidonul ăsta de hidrogen sau știi? Da... Noi nu avem nevoie de oxigen pe... Aolo, ce-am găsit de sub. Ce-i? Da, poți să dai jos, să dai jos casca. Argint, uraniu și cobalt. Și e bine? E uraniu, e bine. Că noi oricum avem foarte puțin. Curent rămas. Silver, uraniu și cobalt. N-o știi ce frână, ho, că ne prăbușim. Silver, uraniu și cobalt, GPS, new. Ne-am găsit ce deci interesează. Okay, dar nu stăm deci aici. Nu stăm aici, ok. Stăm unde o să fie aerul. Care sper să fie următoarea locație, că am văzut o pată de neaj dacă nu va picioare aterizez.
Că pentru uraniu vii odată la nu știu cât timp, știi? Mhm. Dar aerul nu-i fain să-l ai aproape. Hai cu aerul, nu... Să vedem acum. Oricum nu contează foarte mult, că asta e ideea, eu nu vreau să rămânem pe planetă, o să mergem să explorăm spațiul. Vezi, uite-te în stânga pe geam, ce vezi, Sami? În stânga pe geam, mai ai luna? Da, mă, luna, acolo vrem să mergem noi, fraților. Asta e, de fapt, ideea în jocul ăsta. Exact la chestia de acolo. Mergem aia, pe luna. Aici? Main în joc. Da, obiectivul nostru primar. Să colonizăm spațiul cosmic. Ho, mă, ho, frână, stai că nu mai frânează chestia asta. Foarte greu de controla, că n-are, mă, putere motor la... Gândesc. De ce că mă chinui eu simt serioasă dreaptă? Așa, să nu mă dau cu foc pe pământ. Silver, uranium, cobalt, bă, frate, să-l bagi pe mine. Ship fuel low. Nu, și următoarea pată aici o să fie... gen, ceea ce la baza muncilor să le face. Poți deschide și eu? Le-am deschis deja. Da, vezi că intră aerul înăuntru. Păi știi dacă intră ce-ar? Frigul. Păi stai că nu înțeleg și... Și mireți la picioare. Nu spune că aici și cu frig trebuie să ai și... Ai grijă să nu te fixi. Aoleu, stai că jocul ăsta nu e optimizat, să știți că e gen beta. Și... unor are tendința asta să să dea cu lag, pentru framează, pentru că ori generează, ori că îmi salvează mie autosave-ul, știi? Sau unor pur și simplu face de nebun. Acum cred că n-am magneziu, uraniu și silicon, bă, frate. Gen găsim chestii care chiar te chinui să le găsești, știi? Și nu găsești iron. Nu găsești iron, pe bune. Trecem de alu. Da, trecem dealul, că este o pată acolo aici, după deal. Tu te-ai seama, dacă nu mă urcăm atunci, te-ai seama cât îmi luam mie să vin pe jos. A, da! Că ai crezut că aterizăm. Da, eu chiar am crezut că acolo unde am găsit nichel, silicon și... Nu? Uite aici o să fie, uite ce vale faine, câmpie, verde. Și cum arată așa, zici, toate... Dacă nu e aici, îmi bag piciorul, mă disperă. Hai, mă, frână. Silicon, uranium și magneziu. Bă, măcar nu o să ducem lipsă de magneziu, silicon și iron. Okay. Și uranium. Deci dăm aici? Nu, mă, că nu e iron. Bă. Știi care chestia? Gândește că prima dată când am jucat, nu știam că trebuie să-mi caut iron. Și mă chinuiam extrem de des. Mă duceam la... Sfântul așteaptă de la depărtare după aia, vezi aer, pata aia de acolo, nu? Aici, în față, mă duc la pata asta. Da, 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 pata asta, hai, sperăm. Hai, bă, fii cu noroc, bă, dă-ne și nouă niște iron. Stai să frâneze, frânează, mă. Iron, hai. Frână. Frână, mă! Cred că nu vreau să oprească. Am întors-o gen cu motoarele înspre direcția aia ca să ne frânească. Ok, de ce am nevoie de oxigen? De ce ai nevoie de oxigen? Am tot de oxigenul. Da, helmetul ți-o on? Iof. Așa, oxigenul ți-e la 20%? Da. Nu, acum mi l-am pus pe off și era 6%. Și cădea. A, îți gen... Tu stai cu casca pe cap și te sufocai în cască, înțelegi? Dacă nu dai rost cască. Iron, gold și uraniu. Bun. Iron, gold și uraniu. Bă, destul de bine și uraniu avem. Hai să aterizăm așa frumos, civilizat. Vezi că o să fie lupi. M-am mult asigur că așa e în jocul ăsta. Unde stăm, în lanul de porumb? Suntem în cucuruz. Asta e bine. Deci și cum ar trebui noi să omorăm lupii? Cu mitraliera. Ok, deci ar trebui să-mi dau G. G, character tools și să te trimite la și să pui, să echipezi. Foarte. Bun. Okay. Mamă, frate, de pe L ne aprinde luminile și mai am aterizat, mă, Sami. Nu. No. Outpost. Păi fain aici, îmi place. Până vin lupii. Lupii, bă, nu știu, hai să vedem. Deci n-avem ce face cu lemnul, nu? Nu.
No. Dacă ești curios cum... Și există energie, adică lanterna consumă energia din normal, nu? Oba. Oba, uite un ping. Bă, fain update. Deci, ca idee, am zis că să filmăm jocul ăsta pentru că am mai jucat, dar au făcut ăștia un update acum de cât o săptămână, cât o trecut. Un update super tare. Modificat texturi, au rezolvat probleme. Oricum e beta jocul, dar mergea mult mai rău ca acum. Deci chiar okay. Au făcut îmbunătățiri. Ce, ce facem, bă? Păi ce vrem noi să facem, nu? Vin lupii, vin lupii, vin lupii. 5 armă mitralieră. Da. Uite de cum fac lupii. Da, sunt pe oligofren, după cum spuneam, jocul este în beta. Stai, există buton ceva de sensibilitate, că eu nu s-o obișnuit din... Nu, știu, este pe la setări pe acolo. Bă, în principiu, nava asta, odată ce... Eu dacă mor și dau respawn, se despawnează mapa. Ăsta, nava, înțelegi? Serios? Da. Ăsta e respawn ship-ul. Deci ăsta e un fel de... E mijlocul tău de a ajunge pe planetă, cu un minim de resurse necesare, gen o rafinerie aici și un assembler dincolo, știi, un pic de oxigen, un medical room, de la care îmi fac acum oxigenul. Și cam atât. Are un giroscop, un generator de ăsta nuclear micuț, extrem de puțin uraniu înăuntru, mai avem 0,3 kg de uraniu. Gen, trebuie să mergem urgent după uraniu. Sami. Ok, avem uraniu sub noi, deci... Nu, este uraniu sub noi? Nu, aici este iron. Da. Avem iron, uraniu și încă ceva. Serios? Stai. Să mă urc la bord. Gold, iron și... Avem uraniu. No, acolo mergem, Sami. După uraniu, sub piciorul. Știi, vezi unde e? Nu, eu n-am cum să-l văd. Eu, dacă te urci la volan, aici la volan, vorba mine. Dacă te urci în scaun, o să vezi. Ok, nu știu unde mă uit. Dacă dai start person și te uiți, o să se pare ok, gata, am văzut. Da, acolo e uraniu. Deci cumva în spate și în dreapta, așa e? Ce-am în inventare, sculele. Da, ok. Treci la controle asta. Boss. Ok, eu vin aici și o să sap în jos, cu clicul normal, sapi normal, gen, și îți dă piatră și ce, așa. Vin loc, lupi pe spate. A? Hop! Jetpack, prieteni. Bă. Oh, așa, mă, nu aveam inel și-l dăm pe nărțalea. Mă, ramea și piciorul, că mă disperă. Eu m-am pus că nu mai am hidrogen. Mai hidrogen, du-te la aia și umpleți bidonul. Unde? La medical room, sau e lângă medical room. Ok, am găsit-o. S-a părut că, bă, mi-e frică să nu vreau, nu pot să sap așa, în prezența, cu stresul ăsta, cu frica asta în spate. Iar a venit. Dă-ți doi acolo, ea nu spune că și-ați morți. Nu s-a morți, vezi, nu s-a sub motor, că te arzi. Bă, și-a intrat în astea... Hai, că las, că avem în cufăr. Hai să o luăm în jos, către uraniu. Da, mă. Așa, manual o luăm? O luăm manual, ce știu cum să o știi că dacă dai dublu click, îți ține apăsat singur, nu? Da, știu, și știu că dacă ții cât de altă apăsată, te rog, foarte mult, dacă te-ai apăsat. Poftim? Uite așa se sapă. Mă lăsă, așa e, da. Eu zic că-s paralel cu jocul. Sami, nu mă, mai am 22%. Și eu mai am 47, nu înțeleg ce am făcut. Mai săpat, du-te de lângă mine. Nu mă săpai cu mine, ok, am înțeles. Dușmanule, numai dacă e dreapta. Ăla dublu că e dreapta, cu te că rămâne activ. Era să mă mori. Ce vrei, mă, stai la coadă. Gata, zici că zici te îngeri din monitorul ăla, dacă ți-a apăsat, ți-a apăsat să fug. Așa e? Ok. Mă duc să sapă, Sanic, până vii tu afară. Gata, spul. O să găsești cea mai tare groapă din jocul ăsta. Mamă, cât de puțin a săpat. Mamă, dar ce ciudat arată lupii ăștia rase. Dar trebuie să fie morți. Dar nu-s morți. Zici că-s morți, dar... Ei sunt în picioare și fac, zic că...
Mă, bă, dar cât am găuri ai făcut. Păi zici ce ți-am spus, prietene. Vine să amica o fantomă. Gătați să sar hidrogenul. Vezi să nu te bagi degea în față. S-a buncesc. Ok, eu mă duc în aduc să fac pentru că nu vă sper hidrogenul ca ele. Cum ar trebui să-mi dau refill gloanțelor? Este undeva un storage din ăla, un container. Și sunt încărcătoare de... Cu click dreapta, drag-ul și selectez cantitatea, știi? Ok, am găsit. Ce ți-ai? Sunt încărcătoare de armă. Deci muniția asta, cum se numește. Hai să-mi iau, hai să-mi iau, să las jos 340. Să dau crouch, mă gândesc. Sau hupa, deci. Așa. Ce? Eu mi-am luat de acolo 40? Nu, 60 de magazine și când am băgat în armă am 1700-1800. Da, pentru că ți-ai băgat nu știu câte încărcătoare, fiecare încărcătoare nu știu câte gloanțe, știi? A, deci înseamnă că le-am băgat pe toate, am înțeles. Ai luat, pe scurt ai o grămadă de muniție, ești Rambo. Sunt Rambo. Ok, poți cobor? Da, da, vezi să ai jet pe acolo de muniție, foarte, foarte jos, îți rup ghetul. Opa. Deja văd urani. Are drill-ul ăsta, are detector și detectează minereul, okay, vezi? Bă, dar nu cu click-ul normal, cu click dreapta, că distruge, nu e de piatra. Gata, stai, frână, că mergem într-o parte de acum. Ai luat-o, tu ai luat-o direct către uraniu? Da, direct către uraniu. Mă, stai să fac o erare faină. Asta e cea în Minecraft, hai să facem frumos cărare. Da, mă, și okay, mir. Și cred că am ajuns la uraniu, că e ceva, nu știu, negru. Uraniu, eu știam, verde. Aoleu, sper că nu ne-o pica pe navă. Sper. Deci sper din tot sufletul că nu ne-o pica pe navă. Nu știu, ăsta buitură n-aș par rău sus. Dacă a fost meteoriți afară, sper că nu mi-a distrus navă, că-mi bag cu cerul. Hai să luăm niște uraniu, Sammy, repede. Ok, stai stone. Tot cu click dreapta uraniu? Nu, cu click normal, cu dreapta îl distrugi. Asta, ok, am ajuns la uraniu. Te aud, ești aici, după perete. Eu sunt în uraniu, sunt exact... Te-am găsit, vecinul! Da. Vezi să ai loc în inventar de uraniu. Hai, gata. Pargă pe aici, așa. Oprește-mă că stai, mi-e fric să-mi dai în cap. Nu mă simt în siguranță în preajma dacă n-au... cu motoarea de la motoare. Zice? Băi, eu sunt aproape plin. Eu sunt am 1000 și nu știu ce am pe mine. Noi sunt plin. Eu încă nu sunt plin. Trebuie să văd până am venit. Bă, Sammy, deasupra, nu știam unde... Bă, tu pe acolo ai venit? Oh, eu pe aici am venit. Ba, piciorul, tu ai venit prin gaura și mă curci. Mă rătăcesc. Ok, acum am înțeles și care e faza, deci nici aici nu trebuie să ții click-ul apăsat să iei în continuu. Adică, dacă ții drill-ul în continuu, nu are aceeași eficiență ca și când apeși pe rând, știi? Da, dar dacă dai click-ul, ești mult mai rapid. Pac, exact. Asta am dacă ții apăsat, e... Și oricum, înainte era mult mai rău, deci chiar nu prea săpa, știi, înainte de update. Deci, înțeleg că am prins Space Engineer-ul exact foarte bine. Păi da, acum cu update-ul ăsta, da. Nu, adună uraniul ăla să vădă, îți încapă în inventar. 3200. L-ai cules pe tot? Da. E plin de uraniu pe jos, prieteni, aici. Nu văd. E sub tine, e plin de bolovani. Eu l-am luat pe tot ăla care era acolo. Nu. Serios? Mai aici. No, bun, da. Înseamnă că nu reușești cu update-ul ăsta să rezolvi toate problemele. Eu mă duc sus. Să duc uraniu la rafinerie. Știi pe unde să ieși? Încerc. Te aștept. Mamă, ce jos ești. 3700. Asta mină. Asta mină. Da. 3900. Hai să opresc lanternele astea. Ok, 4K. Și okay. Mergem direct la rafinerie și băgăm cu uraniu.
Așa. Sper că o iau pe partea bună. Ok, opa, am găsit. Hai. No, bun, deci ne-am făcut rost de uraniu pentru a alimenta nava, cât o să mai păstrăm, că o să trebuie să ne facem noi nava noastră de pe jor. Și ce urmează să mergem noi? Trebuie să mergem să căutăm niște rane, adică, dar... M-am căcat pe mine. Bine, fraților, cam atâta pentru primul episod din Space Engineers. Lăsați în comentarii ce părere aveți de chestia asta, de seria asta, dacă ne punem serioși pe treabă. Și nu uitați să lăsați un like și ne auzim data viitoare. Am fost Roni alături de Sami și v-am salutat. Ciao. Ciao.